Dragii mei, după cum vedeți, noi am dogătat, cu tăiat-o, cu împărțit-o, acum ne-am făcut echipe. Mă înțelegeți? Fiecare are ceva de făcut aici la noi. De exemplu, ăștia, ce înseamnă că facem noi aici? Ce sunt ăștia și pentru ce le tăiem aici așa? Aici este clisa care nu se pune la sărat. Așa? Și din ele se fac jumerele. Jumele, asta e untura și cranele sau untura jumerele. Și, da, se va topi într-un cazan și de aici iasă jumerele. Le tăiem așa de repede mici? Da, bucățele se taie nici mici, nici mari, potrivite, ca să poată să fie pătrunse când se topesc la cazan. Care e secretul lor? Că știu eu că este acolo. Secretul este că nu trebuie făcute la foc mare. Mare. La început, se poate focul să fie un pic mai mare, să pun ele în cazan, să toarnă vreo 2-3 litri de apă, în funcție de cât e de mare cazanul, ca să nu se lipească la început de fund, și să dă foc. Se poate focul să fie mai mare, dar nu chiar exagerat, după care, când ele începe să lase untură, focul să lasă încet, să pune cât un lemn și durează. Din ce cauză? Să fie pătrunse, să nu fie coapte numai pe la exterior și nuntul să fie crude. Am înțeles. Și când îți gata, cum le controlați? Păi ele când îți gata, se ridică deasupra. Așa. Și nu mai lasă spumă. Asta este una. Și când le lovești cu lingura de lemn, trebuie să sune ca o nucă. Deci, jumări aici ca în Banat, când sună ca nușilii, atunci îți bune ele jumările. Ia cătă că mă ieșe și rima.